A venit vara, fica cea mai strălucitoare a soarelui. Ea locuiește într-un castel atât de frumos, încât orice prințesă și-ar dori să stea acolo. Pe pământ, ea este iubită de toți pentru tot ceea ce aduce odată cu venirea ei. Și voi o iubiți la fel de mult, pentru că odată ce vara sosește cu mantaua ei strălucitoare și călduroasă, vine și vacanța mare, mult așteptată de toți copiii. Aveți mult timp pentru activități în aer liber. Vă jucați cu mingea. Alergați pe câmpurile înverzite, ieșiți cu părinții la joacă în parc. Unii dintre voi iubiți marea, de aceea mergeți să vă bucurați de apa albastră și cristalină, numai bună pentru a vă răcori în timpul unei zile de vară. De asemenea, vara, țăranii culeg roadele bogate de pe câmp. De dimineața până seara, sau alții, abia acum plantează roade ca să le culeagă la toamnă. Ei muncesc și la recoltele de grâu auriu. Au grijă și de porumbul înalt și sănătos. Animalele, cu mic, cu mare, încep să-și adune provizii pentru iarna grea care urmează să vină. Soarele strălucitor zâmbește florilor multicolore care au crescut datorită lui. Dintre toate florile înmiresmate ale lumii, florile specifice acestui anotimp sunt floarea soarelui, de culoare galben-aurie, încântă privirile tuturor. De asemenea, brândușele sunt prezente în grădinile noastre. Ele au miros plăcut care aduce veselie în casele oamenilor. Trandafirii, de culori din ce în ce mai diverse, de asemenea, fac parte din acest anotimp. Ei sunt pe drumul plac al tuturor de diferite culori, roși, albaștri, galben, roz. Restul culorilor vă las pe voi să-i spuneți copii. Să le spuneți copii. Fluturașii și albinuțele zboară din floare în floare pentru a culege nectarul dulce și poate că puțin noroc pentru a-și face și prieteni cu care se cutreiele, dealurile și pădurile toată ziulica. Lalelele își arată și ele paleta de culori care de care mai frumoase. Buburuza, deși micuță, zboară pentru a-și găsi perechea potrivită. De asemenea, vara copiii au ocazia să mănânce gustoasele fructe de pădure ce cresc în această perioadă. Căpșunele de grădină, gustoasele cireșe de la bunica și restul fructelor pline de vitamine și sănătate. Să nu uităm nici de legume, ele sunt principale alimente în timpul verii. Cu toții așteptăm zâna vară cu parfumul ei și alaiul de flori colorate, cu fructele și legumele proaspete și restul darurilor care ni le oferă în fiecare an.